La UPT, sportul s-a dezvoltat odată cu universitatea, fiind de 104 ani parte integrată din viața academică. Încă de la începuturi, Politehnica Timișoreană a fost un promotor al valorilor sportive, combinând educația cu activitățile fizice pentru a forma tineri remarcabili, profesioniști și cetățeni echilibrați, atât din punct de vedere intelectual cât și fizic. În urmă cu câțiva ani a fost instituită, a crescut de la an la an și a devenit o tradiție, cursa de pe stadionul Știința, în care studenții, cadrele didactice și toți cei care sunt alături de UPT alergă un număr de tururi de pistă egal cu numărul anilor de existență ai universității. Participanții pot parcurge unul mai multe sau toate cele 104 tururi aniversare. Evenimentul este gratuit și deschis tuturor membrilor politehnicii, simpatizanților și iubitorilor de alergare. Ediția din acest an promite să fie mai mult decât un simplu maraton, parteneriatul strategic dintre Universitatea Politehnică Timișoara și Alergotura, aducând tradițiile timișorene de sport și educație într-o viziune comună pentru viitor. Evenimentul va avea loc sâmbătă 26 octombrie între orele 14:30-20:30 pe stadionul Știința. În acest an vor fi câte doi lideri pentru fiecare tur, ce vor purta cu mândrie steagul instituției pe durata alergării, iar la final vor primi tricouri tehnice cu semnele UPT.